Este cel care este și președinte Ligii Românilor din Italia. Așa este. Și un om în care ne punem foarte mari speranțe pentru a putea reprezenta în Parlamentul României visele, aspirațiile și sperăm noi visul revenirii acasă a românilor din Italia. Mulțumesc. De asemenea, totul Marian, aici în stânga mea, Marian ne reprezintă și reprezintă comunitatea masivă românească din Spania. Este președintele organizației PSD din Catalunia, din Barcelona, și este un reprezentant al tinerei generații de români din Spania care doresc ca prin venirea în Parlamentul României să reprezinte interesele și această masivă și foarte robustă comunitate de români din Spania. Am lăsat aici nu numai candidații noștri, dar și proiectul nostru pentru românii de afară, români care trebuie să primească din partea statului român protecția necesară atunci când reputația lor sau viața lor este pusă în dificultate, români pe care îi așteptăm acasă, pentru că România are un proiect extrem de ambițios de modernizare accelerată a țării, este criză de forță de muncă în România, este criză economică în Italia și în Spania, cred că sunt condițiile reunite ca printr-un efort comun să putem să le creăm condiții ca ei să se întoarcă acasă. Sper ca oameni tineri și oameni care reprezintă comunitatea să fie voci autorizate în Parlamentul Român viitor și spre deosebire de alte partide care încearcă să aducă ca și candidați politicieni de acasă care să reprezinte românii de afară. PSD-ul a decis altfel, să venim cu oameni care au mâncat pâinea grea a migrației economice, oameni care s-au zbătut să-și facă un nume și un rost, oameni care s-au zbătut să reprezinte comunitățile românești din Italia și din Spania și oameni care reprezintă, dacă vreți, un nou mod de a face politică în interesul cetățenilor. Vreau să mulțumesc și partidelor de stânga din Italia și din Spania. Avem aici reprezentanta româncă a Partidului Democratic din Italia, Partidul de Stânga, din familia noastră politică și, de asemenea, bineînțeles, în Spania, Guvernul Socialist. Și aici, evident, familia noastră politică este mult mai solidară și mai apropiată. Vreau să spun că pentru noi este inacceptabil ca românii să fie prigoniți, este inacceptabil ca statul român să nu aibă grijă de cei care trimit acasă miliarde de euro în fiecare an și de cei care, direct sau indirect, țin pe linia de plutire economia României. Așa cum românii din Spania și din Italia țin pe linia de plutire economia Italiei și a Spaniei din acest punct de vedere. Mult succes! Un cuplu redutabil, Marian și Marian, Marian de Italia, Marian de Spania și sper ca exemplul vostru și succesul vostru să fie succesul celor pe care îi reprezentați.